supusă sancțiunilor aplicate de Uniunea Europeană firmelor deținute sau controlate de oligarhii ruși, în contextul războiului din Ucraina, Temecar Trump Slatina continuă să ducă la bun sfârșit o investiție extrem de importantă. Societatea slătineană finalizează în această perioadă testele pentru punerea în funcțiune a unei linii de tratamente termice, o investiție de 38 de milioane de euro. Una dintre cele mai moderne instalații de control ultrasonic este chiar acum în teste pentru punerea în funcțiune. Este ultima fază investițională a proiectului liniei de tratamente termice, proiect ce a acumulat investiții de peste 38 de milioane de euro în echipamente performante și lucrări de construcții, a anunțat conducerea societății pe pagina de socializare. Conturile Temecartrom au fost blocate pe 10 martie, iar cei aproximativ 2400 de salariați ai companiei din uzina de la Slatina și combinatul de la Reșița nu și-au putut primi lichidarea pentru luna februarie. Sindicaliștii au purtat astăzi discuții la Ministerul Muncii și la cel al Finanțelor în vederea deblocării acestora pentru a se putea efectua plățile sociale.